Kremlinului cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie, festivitate organizată de municipiul Bacău, prin Direcția de Asistență Socială, la dorința expresă a domnului primar al municipiului Bacău, domnul Cosmin Nicolae. Domnul primar a dorit să fiți cinstit, așa cum se cuvine. Drept urmare, după înmânarea diplomei și a premiului, ne vom bucura de ansamblul folcloric Suiocul, coordonat de domnul Petre Vlasa. Acești minunați artiști s-au pregătit, vor dansa și vor cânta pentru dumneavoastră și le mulțumim din suflet pentru efortul depus. În mijlocul nostru se află domnul primar al municipiului Bacău, domnul Cosmin Nicolae, și domnul viceprimar, domnul Constantin Scribă. Domnul primar, domnul viceprimar va rămâne alături de dumneavoastră
dumneavoastră va face oficii legate din partea locuitorilor municipiului Bacău. Vreau să priviți pe cei care aveți în fața dumneavoastră ca o echipă care sunt în slujba dumneavoastră exclusivă a tuturor locuitorilor municipiului Bacău și cum ne vedeți alături pe noi doi, dincolo de orice culoare politică, vă spun că atât eu, cât și domnul viceprimar, nu mai avem nicio culoare, noi suntem doar locuitorilor municipiului Bacău și ai dumneavoastră, dumneavoastră noștri. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului Petrică Vlase, vreau să mulțumesc artiștilor din acest muzeu care de fiecare dată ne-au fost alături, cu tot respect și cu toată sinceritatea să ne-a spus lucru. Încă o dată să vă urez la mulți ani, să vă ajute Dumnezeu și ne vedem la următoarea sărbătoare. Să vă mulțumesc! Sănătate, o zi bună și încă o dată mii de zile. Plec să reușim să ne batem pentru banii orașului. Vă mulțumesc multă sănătate! Da, cred că domnul primar umblă după bani. Bani atât de necesar nou, de bani care se obțin destul de greu. Îmi revine sarcina să continui evenimentul și vreau să vă spun că sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră astăzi, mai ales că sunt 60, aștept și eu să trăs plata, mai ales că fac parte din echipa administrativă a orașului, nu trebuie să spune că suntem două generații, domnul primar m-a mai lăudat așa, adevărat am o experiență administrativă acumulată, dar vreau să vă asigur că avem un primar tânăr și un primar de mare viitor și un primar ancorat la problemele Bacăului. Chiar dacă sunt și dificultăți, chiar dacă sunt și nemulțumiri, chiar dacă pornim cam greu, chiar dacă am luat niște investiții nefinalizate, fel la spitalul municipal atât de mult așteptat, cel puțin de cei de vârsta mea și mai înaintați în vârstă, mă uităm pe buletini și trebuie să recunoaștem să mă agăți câte o boală de noi, că așa e făcută viața. Dar ne străduim și vă asigurăm pe investițiile și programul de guvernare local va fi dus la îndeplinire. Eu vreau să vă urez dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, o viață lungă, nepoților dumneavoastră și să asigurăm că ne străduim ca să aveți un trai în siguranță și sănătos și veghier pentru aceste aspecte. Atât am să vă adresez, să ne mai întâlnim și cu alte ocazii, să rămâneți tineri, să rămâneți sănătoși și la mulți ani tuturor! Bună ziua, vă zic și eu, sunt Daniela Dulceanu și am venit aici alături de dumneavoastră cu un ansamblu formării profesionismului Suiocul pe care îl veți asculta mai târziu. Acum, domnul viceprimar, o să treacă pe la dumneavoastră pentru a vă oferi acel mic premiu din partea comunității. Eu am să citesc familiile care sunt invitate astăzi aici. Axinte, Toată și Maria. Felicitări! Haideți să-i aplaudăm! Agache, Gheorghe și Elena. Arghire, Gheorghe și Viorica. Asparante, Ioan și Valeria. Bălțarul Ioan și Anica.
Basul Mihai și Aglaia. Pejinarii Ioan și Catrina. Bagă în față, pe Siba. Da. Borcea Dumitru și Veronica. Bostan Mircea și Elena. Braziu Mihai și Margareta. Ciocănaș Vasile și Virginia. Să luați pe toate. Mulțumim. Să fiți sănătoși. Ciornohac, Neculai și Elena. Ciurarul Andrica, Ioan și Maria. Ciută Valentin, Nicolae și Niculina. Cojoc, Constantin și Anica. Felicitări! Cojocariu Dragoș și Leonora. Cojocarul Haralambie și Viorica. Ce se întâmplă cu cei care lipsesc? Să se adreseze către Direcția de Asistență Socială, dar doresc, va trebui să le trimiteți ceva prin poștă să-i anunțați. Nu? Să-i contactați. Mai cunoașteți, nu, să-i îndrumați către Direcția Asistență Socială. Coman, Vasile și Valeria. Cosma, Gheorghe și Elena. Creangă, Ion și Casandra. Distantolo, Victor și Constanța. Felicitări! Diaconul Costinel și Maria. Dimitriu, Gheorghe și Ecaterina. Dragomirescu, Ion și Nela. Ienache, Gheorghe și Eugenia. Frunză, Gheorghe și Viorica. Gabriliu, Constantin și Aneta. Frunză. Frunză,
Se pare că lui este... Lui Gavriliu. Frunză? Hai, aici nu-s frunză. Frunză lipsă. Frunză lipsă. Gavriliu. Constantin și Aneta. Iacu, Valeria și Valeria. Se pare că lipsesc. Ilie, Constantin și Greta. Ilie și Gabriela și Maria. Lazar, Dumitru și Angelica. Lăzică, Gheorghe și Angela. Ungureanu Mircea și Ecaterina. Se pare că aceștia au fost toți. Vă mulțumim, domnule viceprimar, vă mulțumim și vouă că sunteți aici în sală astăzi.
un om 50 de ani, să-i suporți și bunele și cele rele, dar e frumos. Asta o știți cel mai bine dumneavoastră. Nu oricine face 50 de ani trebuie să trăie. Pentru asta vă felicităm. Vă felicităm pentru răbdare. Și cum nu știți, în urmă cu 50 de ani, ați sărbătorit, nu? Fiecare a avut petrecere, nuntă. De aceea ne-am gândit și noi să ne alăturăm astăzi la cei 50 de ani de căsătorie a dumneavoastră și să sărbătorim prin dans și voie bună. Să cântăm și să dansăm!
În deschiderea s-au venit o suită de jocuri din Oicuz și continuăm spectacolul nostru cu solistul instrumentist Marius Botea. Thank you.
la vioară, Mihai Gergeleaș.
solista Ștefania Dobocoș. Thank you.
Irina Miron, după care ne pregătim de stâlpa ofițerilor. Irina Miron! Hai să dăm seama cu stâlpa, să ne pregătim, după care se alăture și Irina. Se vi, voi mi obbedire, la mia.
Oh,
Asta înseamnă că vă provoc la următorul dans, un dans din Oltenia! Thank you.
ambasadorilor, invită în scenă solista Ana Dancă! Thank you.
înainte de a dansa un dans din Muntenia. Haideți, dansatorii!
Asta a condorit profesorismul Suiocul, condus de domnul Petre Vlas, de vă urează sănătate. E mai scumpă decât toate. Viață lungă, bani lungă, grijile să nu vă ajungă. Să aveți parte numai de bucurii. La mulți ani!